Lizeta Haralambiu este la telefon. Este o întrebare la care poate reușim să răspundem. Să rămână, Lizeta. Vă pup. Bună seara. O să vă rog să o dați un pic mai tare pe Lizeta, tot să o auzim cum trebuie, pentru că se aude foarte încet. Și pe tine, Lizeta, o să te rog să vorbești, dacă se poate, puțin mai tare, în măsura în care se poate. Da. Ai practic tot filmul până la un moment dat, pentru că toți avem mai mult sau mai puțin părți din ultimele ore din viața lui Răzvan Ciobanu. Tu se pare că ai filmul cel mai lung. Începând cu ora 10 dimineața. Și o să te rog să ne-l faci schematic, cum făceai pe vremuri la evenimentul zilei. Da, exact. Bine, vorbesc în calitate de fost jurnalist. Da. Deci nu este vorba de ora 10 dimineața. Răzvan ajunge în Constanța, în Mamaia, în noaptea de înviere. Deci precizați că nu a dormit nici în noaptea de înviere, nici sâmbătă spre duminică. Ajunge cu acest prieten Cercel, cu mașina lui. Da. Da, îl sună Cercel și spune: hai la mare, că eu am băut. Conduci tu, că tu nu bei. Îi dă mesaj. Răzvan zice da și se întâlnesc. Se suie la volanul mașinii domnului Cercel, mă rog, a iubitei. Lizeta, scuză-mă o secundă. Cercel ăsta e în Călăraș. Cu ce ajunge din București la Călăraș? Este în București la o petrecere. E în București, am înțeles. Da? Este în București. Deci pleacă din București cu mașina. Pleacă din București cu mașina. Da. Spre Constanța și ajunge noaptea de înviere. Da. Se zic ca o anunță undeva la ora 10, dar el deja petrecea la Summerland. Am înțeles. Așa, era a plecat cu parcel la mare. Cu el. Poftim? Era lucid, perfect, când am vorbit cu el, era perfect lucid. Lucid era, dar obosit nu dormise. Da. Faci în calcul și oboseala. Corect. Deci el nu doarme nici sâmbătă noapte, nici duminică noapte. Duminică noapte, extrem el de nu important. Are cazare deloc în stațiunea Mamaia. Da. Și nici la Cercela ca să nu doarme. Deci el ajunge, merge la Summerland, dă Cercel brățară pentru că plătise masa... La Sunwaves, nu la Summerland. La Summerland, Sunwaves-ul este în Summerland. Ajunge la Summerland, se parchează la Summerland. La Summerland, când spui, se poate înțelege că s-a dus să se cazeze la Summerland. Nu, Summerland eu este explic că se parchează la Summerland. Așa, ok. Și merge la Sunwaves, unde Cercel deja are masă la VIP rezervată. Da. Plătită, brățări plătite și dă lui Răzvan o brățară și intră cu Răzvan la Sunways. La masa numărul 3. La masa numărul 3 de la VIP. Deci, practic, fiind invitatul lui. Fiind invitatul, lui, pentru că Răzvan, am înțeles că nu avea bani și omul l-a invitat. Și a spus, am rugămintea să conduci tu până la Constanța, pentru că eu am băut, sunt la o petrecere în București. Ok, deci el ajunge la Summerland, masa numărul 3 din zona VIP. Da. Cu Cercel. Acolo petrece cu Cercel, iar iese din Sunways, iar intră agitat, se întâlnește, am înțeles că Cercel avea un grup de prieteni, nu era cu Răzvan niciun prieten al lui personal, doar prietenii acestui domn Cercel. Cercel. Pentru cei care nu știu, Sunways este un festival continuu, nu se oprește. Un festival care este 24 dreptul... din 24. Este... Da, care se află în Summerland și care este chiar pe plaja dintre Ipanera și Crazy. Da, dar este important că nu se oprește. Adică nu e ca la alte festivaluri. Nu se oprește. Nu. Este continuu. Este non-stop. Este non-stop. Corect. Divers DJ și este non-stop. Corect. Deci el e posibil să fi petrecut două nopți acolo în festivalul respectiv. A petrecut cu siguranță două nopți acolo. El acolo a fost văzut. Așa. Da? Noaptea de viere. Se vine ziua de duminică. Da. Da? Când el iese și merge să mănânce la Blue Beach, pe plajă. La Blue Beach, la restaurantul grecesc. Dar nu în interior, pe plajă. Pe plajă, da. Tot s-a întâlnit la masă cu doi tipi și o doamnă. Da? Da. Da. L-am văzut și eu. Da. Am mâncat și eu acolo de Paște, duminică. Da. După care iar se întoarce la Sunway. Asta duminică. 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 Deci ziua de Paște. Am terminat seara de înviere. La ce oră a fost la Blue Beach acolo? În jur de 3 jumate. Deci el de la ora 1 deci nu la a spus. 3 jumate la prânz, să spunem, după amiaza, poftim, era la masă la Grecescul, la Amos, sau cum se numește? La Amos, exact. Amosul de la Blue Beach, da. Exact. Se întoarce iar la Sunways, da? Da. Și mai petrece acolo undeva până în jurul orei 19. Da. Când acest Cercel cere și nota de plată, da. Așteptând factura, pentru că a plătit prin bancă, da? Așteptând factura să o aducă ospătarul care... Ca să poată fi decontat, da, corect. Da. Răzvan a plecat.
și a spus lui Cercel că se plimbă pe acolo, pe la Summerland, asta din audierile de polițiști. Da. Și a zis că, și rețineți, cheia mașinii a rămas în permanență la Răzvan. Da. Nu-i cere mașina. Lui Cercel. Nu-i Cercel. Dă-mi eu că plec la București. Aha. Nu. Eu ia pur și simplu. Eu ia pur și simplu, da. Incredibil. Și este văzut în Summerland, plimbându-se, parcând la pasticeria, iar s-a suit în mașină, iar a ieșit. Ar mai fi fost cu cineva în mașină, care se pare că acea persoană a coborât din mașină tot la Summerland. Nu există certitudine că el a plecat la drum cu acea persoană, cu acel bărbat. Îl găseau până atunci. Da. Da? Și ultima dată este văzut în rondul de la Fratelli. Da. Eu spun că ești cunoscător. Da. Și doamna Arica la fel. Rondul de la Fratelli, care este și rondul cu pasticeria. Exact. Și cu... Da. Acolo în rondul ăla el se plimbă de câteva ori. L-au văzut mai mulți prieteni. Se învârte în loc? La ce ora? Se învârte în rond. La ce ora? Știa unde să se ducă. La ora 11 noaptea se învârte în rond. Asta se vede probabil pe camerele de la Fratelli, nu? Tu gândește că el de la 9 seara nu a mai răspuns la nimeni la telefon, de la 9 jumate. Da. Stai. Da, se învârte capiu sau se învârte neștiind ce să se mai învârte facă? Se învârte așa, abulic, să zicem, ca să înțelegi. E se foarte, învârte, foarte important. Locul. Este foarte important această informație, pentru că dacă el merge ca un om care nu știe de capul lui, atunci exact, avem o explicație și a faptului că a mers 700 de metri pe câmp fără exact, să realizeze. Exact, așa, nu avea direcție. Dar sunt camere de luat vederi și se poate dovedi lucrul ăsta. Da, mă, astea se ocupă poliția. Ei știu ce au de făcut. Corect. Chiar oamenii sunt investigatori foarte buni. Da. Nu au de ce să acopere acest caz și să acopere... Eu nu am spus că ar vrea să acopere, doar că este o lipsă de transparență care permite speculațiile. Da. E normal că e transparență, orice anchetă, dar nu e cu transparență. Asta o știm de când eram în presă, că eram din... Cu lipsă de transparență, da. Bine, discutăm aici. Este totuși o persoană publică, nu? Cu atât de mult, cred că. Da, mă rog. El se învârte să sucește. Știi, după care a dispărut, a luat-o spre, în loc să o facă stânga, în rondul din bulevard, s-a dus dreapta. Să facă stânga spre stațiune, spre Mamaia. Spre stațiune și să iasă spre București, dacă vrea să plece la București. Da, se poate pleca și spre Năvodari. Asta la Năvodari spui sau la rondul unde se învârtea? La rondul de la Fratelli. Acolo rondul de la Fratelli este un rond și apoi este printre blocuri. N-am ajuns încă la Năvodari. După ce treci de rondul de la Fratelli, în orice direcție ai luat-o, ca să ieși în strada principală, mai ai un rond la fiecare ieșire. Mai este un rond în Bulevard. Ori la Fratelli, ori la Nuba, ori la Loft. Sunt niște ronduri. La Niota, la hotel. Mă rog. Peste tot sunt ronduri. Sunt ronduri, da. Dar poți să o iei spre stânga. Poți să o iei spre stânga, să treci prin stațiune Constanța și mai departe București, sau poți să iei prin dreapta, nu faci rondul, te înscrii pe bandă și te duci la dreapta spre Năvodari. Se poate merge la București și spre acolo. Deci aici putem să considerăm că n-a greșit. Poate omul vrea să ducă prin Năvodari. Mă lași puțin? Te rog. Se pare că el căuta o plajă de la Corbu. Da, da. Cu muzică electronică, normal. Care el știa că plaja aia este gen Sunways. Gen Kudos. Păi de ce să plece de la Sunwave, unde mai urmau 48 de ori de muzică nu electronică? Nu știu de ce, poate la altă plajă cu cineva. Poate, nu știi, eu știu, gândește-te că e a doua noapte în care el nu doarme. E adevărat. Da, și... Na, nu doarme deci tu, și... Tu știi sigur că ar fi vrut să se ducă la un alt festival de muzică electronică? Da. Sau, mă rog, la o plajă... Este o ipoteză, da. Și acolo, cred că s-a încurcat un pic... în pătum și a nimerit spre Săcele. Unde de unde și informația că ar fi avut un mesaj care nu s-a mai putut transmite, m-am rătăcit. Nu există acest mesaj. Nu există, nu? Nu. Nu există. Nu. Okay. El avea telefonul tăiat. Nici măcar n-a dat niciun mesaj. Păi nu, de-aia nu s-a transmis mesajul, dar era scris la scris. Scris. Da, mă rog. Nu s-a transmis. Dacă aveți mesajul ăla, eu... Nu, că nu s-a transmis, ci că era o ciornă, urma să se transmit. Nu, nu a existat niciun mesaj. Eu te, cred că știu ce surse în poliție ai. Da, da. Okay. Am surse bune. Nu s-a transmis nimic. El începând cu ora 9, nu mai vorbește cu nimeni. Da. Cine îl caută, are apel foarte multe, mesaje. Da. Da? Cine îl caută, el nu răspunde. Da? Da. Și nici nu poate suna înapoi pentru că are telefonul tăiat. Corect. Deci el nu mai se conecta la Wi-Fi. El putea răspunde. Faptul
că n-a răspuns, ridică o altă semn de întrebare. Că nu era în stare să răspundă, poate. N-a nu, că toate mesele lui către diverse persoane erau că vreau care plecați la București, că vreau să merg la București. Am înțeles. Dar mi-a zis și mie că căuta, da. Da. Și așa mai departe. Da. Da, de ce îl vorbește cu... Deci sunt foarte multe apeluri, deci a tot discutat cu diverse persoane. Da. Asta deja țin de anchetă, nu mai țin de... Deci el își dorea să plece la București. El își dorea, asta e foarte clar. Dar eu vorbeam din momentul de la 9 încolo, el ar fi putut să răspundă la cei care îl sunau, dar n-a răspuns de la 9 încolo. N-a mai răspuns. Acum. Asta poate spune ceva despre starea lui. Da. Eventual precară. Care nu cred că era tocmai ok, dacă da. Părerea mea. Da. Și merge, o ia pe câmp, o ia, da? Da. Se tot duce și intră în acei copaci. Da. El nu a murat nici pe la trapă, nici. I s-a deschis ușa pur și simplu și a ieșit. A ieșit. Posibil a fost aruncat, nu că a ieșit. A fost aruncat, da. În sensul ăsta a ieșit, da. În sensul ăsta, da. Și posibil ca și mașina să fi venit peste el sau mai multe variante. Mașina a fost... Asta vor stabili legiștii la autopsie. Deja au stabilit și vreau să informez pe telespectatori imediat după publicitate. Vom intra în legătură directă și cu Laura Vicol, cunoscut avocat și apropiat al familiei Ciobanu, care a asistat la autopsie și ne va da ultimele amănunte despre ce s-a descoperit acolo și sper să ne ierte că n-am apelat-o mai devreme, dar au fost aceste detalii destabilit înainte ca să vină ca o completare ce o să ne spună Laura Vicol. Ok, din momentul de la ora 9 și ceva, nu a mai răspuns la telefon. Tu știi că el căuta un alt loc în care să se ducă să mai petreacă eventual. A plecat cu mașina lui Cercel fără să-i spună lui Cercel. Fără să-i spună lui Cercel. Deci niște acțiuni total alarmante din punctul de vedere al unei sănătăți. Absolut, vorbind, da. Știi? Deci el, te duci cu oamenii aia, stai la masă, îți plătezi masa, fugi cu mașina lor. Exact. Dai mesaje că vrei să ajungi la București, dar de fapt te hotărăști să te duci la o altă petrecere. Nu ajungi la petrecerea aia, mergi pe câmp 700 de metri. Stai un pic, Dane, că nu se leagă. Deci tu dai mesaje că vrei la București, dar totuși ai pe mână o mașină cu care poți să te duci liniștit la București. Asta explică inconstanța lui în acțiuni. V-am explicat, nu doar... Datorată de mai mulți factori, poate. De alcool sau de alte substanțe. Nu are alcool deloc. Nu, alcool nu. Alcool nu are, că nu bea. Da. Zvonurile, mă rog, informațiile neoficiale pe surse, astăzi, de la un moment dat al zilei până în momentul de față, sunt că i s-au găsit urme de cocaină și metamfetamină. Bineînțeles, neverificate. Neverificate. Nu, sunt verificate, așa este. Au fost găsite. Se vorbește despre 5 substanțe la testul rapid. Da, exact, 5 substanțe. 5 substanțe la testul rapid. Testele de sânge vin oficial după 3 săptămâni. La aceste informații mă refeream eu că aș avea înțelegere dacă nu s-ar face publice, pentru că sunt informații care aduc atingere persoane. Pe de altă parte, și o spun cu toată părerea de rău, pentru că Răzvan mi-a fost un amic și un prieten bun. Pe de altă parte, dacă așa s-a întâmplat, cred că faptul că noi suntem prieteni, cei de aici sau poate alții de acasă, nu ar putea să cauterizeze o astfel de... Eu nu l-am cunoscut personal. Un astfel de gest, pentru că în loc de copăcie ea putea fi o familie care venea la mare sau erau niște oameni. Erau niște... Da, dar noi vorbim despre un om care putea... era un bolnav. Da, dar cred că s-ar putea și ar trebui ca poliția să facă mult mai multe pentru a împiedica acest consum. Se fac controlele cu anti-alcool. Ok. Deci că era plină mamaia de poliție care facea control pentru antidrog. Da, plină okay. Mamaia a fost de tot. E plină mamaia și iată situația, Lizeta. Nu poți. Nu poți, e adevărat. Fenomenul, nu poți, dar eu cred că ar trebui... Nu poți opri fenomenul. Nu știu ce să zic. Nu poți. Măcar să încerci. E foarte măcar greu. Să încerci. Măcar să încerci. Ce se întâmplă în cluburi, și acum eu vorbesc ca unul care se duce prin cluburi. O să mă înjure colegii mei intelectuali, știi cum zice Aleana. O să mă înjure colegii de pahar. Dar sunt într-o generație care nu a avut tendința și tentația asta. Dar este îngrozitor. Adică mai degrabă găsești un pliculeț de cocaină decât o apă minerală la un moment dat în club. Este ceva...